În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre la această conferință de presă. Am considerat că e necesar, după o perioadă destul de lungă de când ne-am întâlnit cu presa, să aducem în discuție câteva proiecte pe care municipalitatea le-a promovat, pe care le-a depus pentru finanțare la structurile superioare, la ADR Nord-Est, pe cele care privesc finanțări cu fonduri europene, la cele guvernamentale, la ministerile de resort, cât și cele care le realizăm din bugetul local. Și aș începe aici, pentru că e o perioadă mai lungă de când, din cauza lipsei axelor de finanțare, mă refer aici la cele finanțate din fonduri europene, a fost o întârziere a perioadei de implementare 2014-2020 și de aceea, când au fost publicate ghidurile, Primăria Municipiului Moinești a realizat documentele, studiile de fezabilitate, DALI-uri și a depus în termen finanțări, aceste documente pentru finanțări, pe toate axele care au apărut de la Ministerul Dezvoltării. De asemenea și pe celelalte, de la celelalte ministere, la fac referire aici pe Planul Național de Dezvoltare Locală, o importantă sursă de finanțare pentru bugetele locale și aici am depus, avem finanțate deja două proiecte. Dar am să le iau într-o ordine și să vorbim mai întâi de cele cu finanțare europeană, pentru că s-a deschis axa pentru anvelovarea clădirilor rezidențiale și a clădirilor publice. Am depus pentru clădiri rezidențiale un singur proiect, pentru că cetățenii nu au răspuns prezent împreună cu asociațiile de proprietari la cerințele din ghid, doar într-un singur bloc. Acum este în procedură de achiziție pentru execuție. Cred că undeva în primăvară acest proiect va demara. De asemenea, am semnat trei contracte pe anvelopări clădiri publice. Valoarea lor este de aproximativ 5 milioane de euro. Liceul Grigore Covălcescu, care are în componență 5 clădiri, o unitate de învățământ la care de peste 40 de ani nu s-a intervenit cu absolut nimic. Astăzi este semnat contractul, suntem în procedură de achiziție a proiectului tehnic, urmând la procedurile de achiziție pentru execuție. Valoarea proiectului la acest colegiu este de 2 milioane de euro. De asemenea, școala George Enescu, valoarea proiectului este de aproximativ 700.000 de euro, două clădiri, tot la anvelopare, și sediul Direcției de Asistență Socială, o clădire cu trei etaje pe care, în urmă cu ceva timp, am achiziționat-o de la SC Alcor, de la lichidatorul SC Alcor. Și valoarea acestui proiect este tot de 2 milioane de euro, tot în curs de achiziție, proiectul tehnic și urmează proiectul, procedura pentru execuția lucrărilor. Aceste toate sunt pe plan operațional regional și tot aici am depus un proiect pentru dotarea ambulatorului de specialitate din Spitalul Municipal de Urgență. Este un proiect în valoare de 2 milioane de euro, este admis de către ADR Nord-Est în urma evaluării, urmează evaluarea financiară și tehnică. Va dota ambulatorul de specialitate cu aparatură în valoare de 2 milioane de euro. Iată că asta încă o nouă axă care a apărut și a ampliat imediat pe ea. Și venim lângă un alt proiect la Spitalul Municipal de extindere. Știți cu toții, anul trecut am aprobat o finanțare de la Compania Națională de Investiții aici, o finanțare în valoare de 6.500.000 de ron, care este în procedură de achiziție pe care o face Compania Națională. Dar să continui cu cele care le-am depus pe POR la ADR Nord-Est. Avem un proiect destul de valoros pentru o comunitate de nivelul municipiului Moinești, un proiect pe mobilitate urbană. De fapt, sunt două proiecte, unul de 4,5 milioane de euro, unul de 10 milioane de euro, dar cu aceeași temă vor fi construite piste de bicicletă, lungimea lor va fi de aproximativ 6,5 km, De asemenea, se vor reface trotuarele și carosabilul pe zona centrală și pe strada Zorilor, cea de-a doua stradă a municipiului Moinești, pe care va fi și sens unic. De asemenea, toate incintele de blocuri vor fi pavate, dotate cu bănci, coșuri, iluminat public. Pe strada centrală, pe zona pistei de biciclete, vor fi montate camere de supraveghere,
pe zona trotuarelor vor exista niște canivouri pentru a introduce toate cablajele să nu mai fie poziționate pe stâlpii de iluminat public. Vă spuneam că este un proiect care va schimba fața municipiului Măinești, este în fază de evaluare, a fost admis și acesta la ADN Nord-Est, acum este în fază de evaluare situația financiară și situația tehnică, urmă să fie trimis la Ministerul Dezvoltării, de altfel este acest proiect se află între cele 9 pe ADN Nord-Est, dacă avem cu dotare de piste de bicicletă, accese pietonale între încintele de blocuri, cât și acele canivouri supraveghere video, sunt doar în proiectul pe care l-a depus municipiul Măinești la această dată. Piața 13, care face parte tot din POR, am depus un proiect, aici va fi o reabilitare a unei străzi, strada 1 Mai, valoarea proiectului este de 8,6 milioane de RON. Tot în această axă este și un centru sportiv, un centru în valoare de 4 milioane de RON în incinta școlii Alexandru Sever, școală care acum este în reabilitare. Realizarea unui centru pentru agrement pentru persoanele vârstnice în sediul unei foste centrale termice și reabilitarea unei clădiri patrimoniu din municipiul Măinești, o școală veche de peste 100 de ani, care va fi transformată în muzeu. Acea școală care se află în apropierea școlii Ștefan Lucian, în apropierea băncii comerciale. Tot pe bord, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a județului Bacău, vom transforma o fostă centrală termică de cartier într-un centru de agrement pentru persoane cu dezabilități. De asemenea, vom construi 3 case, tot pentru a fi găzduiți, a fi găzduite acele persoane cu dezabilități care îți desfășoară activitatea și în acest centru. Valoarea proiectului este în valoare de 3.700.000 de RON. Deja este semnat contractul de Direcția de Asistență Socială Bacău, așa cum vă spuneam, suntem parteneri în acest proiect și urmează procedurile de achiziție pentru PTH, după care de execuție. Sper ca anul următor să înceapă execuția și la aceste obiective. Vorbeam și de PNDL, pentru că la nivel național s-au finanțat proiecte pe PNDL și Măinești beneficiază de 2 astfel de proiecte, și anume reabilitarea școlii Ștefan Lucian, o școală care tot la fel de 35-40 de ani nu s-a intervenit cu absolut nimic. Acolo nu numai învelopare, ci este și reabilitare generală, cât și câteva dotări, valoarea fiind de 2 milioane de euro. A doua lucrare pe PNDL este deja începută, școala Alexandru Sever din cartierul Văsăiești. Valoarea lucrării este de 2.400.000. Este în desfășurare execuția. Termen de finalizare undeva în luna septembrie 2019. Momentan copiii din această școală sunt transportați cu autocarul la școala din cartierul Hangar, o școală care are îndeplinește toate condițiile și cei 317 elevi acum funcționează în această școală până la finalizarea lucrărilor în școala în care se execută lucrările. De asemenea, tot pe PNDL avem realizarea unui pod pe strada 1 Mai. Este în perioada de achiziție a execuției. Valoarea este de 1,4 milioane de RON. Vă spuneam de aceste proiecte care s-au întocmit cu prioritate și începusem cu instituțiile de învățământ. Este prioritatea numărul 1 a municipiului Măinești să avem condiții în toate școlile, în cele două licee, liceul Teoretic cât și colegiul Grigore Covărcescu, pentru că au rămas în urmă și ne dorim ca, așa cum avem unități în municipiul Măinești la un etalon superior și care sunt reprezentative pentru noi, respectiv Spitalul Municipal, Centrul Cultural, să avem un nivel al calității educaționale în Măinești cam la același nivel. De aceea am axat ca toate proiectele noastre la care vom avea o cofinanțare de aproximativ 1,5 milioane de RON să fie în învățământ cu prioritate, după care în celelalte proiecte pe care vi le-am expus, atât în infrastructură rutieră, cât și în cea socială și sportivă.
Vă spuneam și de acele proiecte de infrastructură. Am realizat câteva proiecte tehnice din bugetul local, două sunt în lucru acum. Una, o altă stradă este deja depusă la Compania Națională de Investiții, strada Alexandru Ioan Cuza, valoarea este de 3,9 milioane de lei, este în lista sinteză, am depus deja și proiectul tehnic la companie, așteptăm să înceapă procedurile pentru lucrări pe această stradă. Vă spuneam tot la Compania Națională, avem acea extindere a spitalului, deci pentru spitalul la această oră avem în derulare două proiecte și tot la Compania Națională de Investiții am depus o cerere de finanțare și pentru această bază de tratament, o știți cu toți, începută dinainte de 90, în 1987, ar fi trebuit să fie finalizată în 1990, în august. A venit Revoluția, iată că ea arată în aceeași situație de acum 28 de ani. Am împărțit în două acest proiect. Clădirea cu 7 etaje, corpul B, a fost depusă și este în discuție la Agenția Națională de Locuințe pentru a fi transformată în locuințe pentru cadrele medicale, ținând cont de faptul că pentru medici nu mai este acea restricție la ANL ca să debarem de vârstă 35 de ani. Deja este într-o listă sinteză la Agenția Națională. Urmează să demareze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, lucrări pe care le va realiza agenția de care vă spuneam. Iar cealaltă parte, cea cu 4 nivele, cât și demisolul parterul, sunt depuse acum la Compania Națională de Investiții. Am solicitat introducerea în lista sinteză. Pe lângă celălalt de avize, unul din avize a fost solicitat de la Ministerul Sănătății. Am depus de mai multe ori solicitare la Ministerul Sănătății pentru acest aviz. Joi am primit un răspuns negativ de la Ministerul Sănătății. Am cerut doar un aviz de principiu și nu alocarea unui număr de paturi. Nu am cerut altceva decât avizul ca această clădire să devină o instituție cu destinație sanitară, respectiv o instituție de recuperare medicală. Aceasta ar să iese deschisă la Compania Națională de Investiții. Compania Națională de Investiții a primit solicitarea noastră, dar fără acest aviz nu va fi introdusă în lista sinteză. Zilele următoare mă voi deplasa din nou la Ministerul Sănătății cu un memor în acest sens pentru a elucida această problemă, pentru că nu am cerut niciun număr de paturi, în acea adresă mi se spune că sunt deja 40 de paturi la Spitalul Municipal de Recuperare, mai sunt 45 de paturi la Slănic Moldova, tot pentru recuperare. Nu am solicitat alocarea niciunui pat. Repet și punctez acest lucru de la Ministerul Sănătății. Adresa este semnată doar de un director, nu de Ministrul Sănătății, așa cum era normal să fie o adresă care pleacă pentru un astfel de asemenea obiectiv care stă de 28 de ani și nu are finalizare. Altfel de axă de finanțare nu există pentru a finaliza această clădire decât aceasta prin Compania Națională de Investiții. Este de interes major pentru municipiul Moinești să finalizeze această clădire, pentru că am devenit stațiune turistică încă din 2017. Unul din motive a fost și finalizarea acestei clădiri pentru a demonstra că merităm acest statut, având în vedere izvoarele minerale, având în vedere condițiile atmosferice și climatice pe care le poate prezenta, pe care le prezintă municipiul Moinești și care pot ajuta ca acest statut să fie cel pe care ne-l dorim cu toții aici la Moinești, pentru că o activitate de bază poate deveni această activitate turistică. Știm cu toții reducerile din industria petrolieră și aici la Moinești, ca și în toată țara, OMV de când a întrebat contractul, a redus peste 5.000 de locuri de muncă. Astăzi sunt 1.000 de salariați la OMV, față de peste 10.000 cât erau în anii 90. Și iată o oportunitate pentru dezvoltarea municipiului, ar fi această axă turistică, la care am pliat și, cum vă spuneam, în 2017, după multe eforturi, am obținut statutul de stațiune turistică. Nu vă spun că acum am depus din nou o documentație la Ministerul Turismului, pentru ca Moineștiul să devină și stațiune climatică, pentru că există în portofoliul Ministerului Turismului și dezvoltarea turismului medical.
Nu vom ezita atunci când se va deschide această axă și dacă vom primi titlul de stațiune climaterică, să încercăm și pe această axă să finalizăm această clădire. Dar cred că acum când e nevoie mai mare de executarea acestor lucrări și există oportunitatea la Compania Națională de Investiții, să cred că Ministerul Sănătății nu a vrut sau nu a considerat necesară această investiție, cu toate că așteptăm cu toții măineștenii să facem această instituție sanitară medicală în municipiul Măinești și nu altceva. Ar fi fost ușor să facem un parteneriat public sau să înstrăinăm această clădire. S-a mai întâmplat în 2006, am recuperat-o după 7 ani și jumătate de prin instanțe. Am plătit cumpărătorului banii pe care i-a dat în 2007, am intrat în posesia ei și ar fi păcat să meargă iar în domeniul privat, să nu se facă nimic sau să se facă altceva decât măineștenii își doresc sau zona își dorește, o clădire pentru recuperare medicală, nefiind prestate aceste servicii în mod profesionist, în afară de spitalele din zonă, de la Iași până la Târgu Mureș, nu știu un centru de recuperare de acest nivel pe care noi ne dorim în această clădire. De asemenea, am avut în vedere și zonele urbane defavorizate, pentru că știm cu toții, a existat o axă la Ministerul Fondurilor Europene, valoarea finanțării a fost de 50.000 de euro, am depus cerere de finanțare și am scris o strategie privind zonele urbane defavorizate. Din această strategie au rezultat proiecte în valoare de 6,7 milioane de euro. Urmează ca Ministerul Dezvoltării să publice ghidurile pentru aceste axe. Printre ele, cele mai importante sunt construirea unor locuințe sociale, număr de 30 într-un cartier unde stau aceste familii defavorizate, amenajarea străzii Ștefan Lucian, călimaș și dezbenzinării, atât cu infrastructură rutieră, cât și cu infrastructură pentru apă uzată și apă potabilă. De asemenea, cele două blocuri, E1, E2, aflate aici, în apropierea primăriei, pieței, judecătoriei, care arată într-o situație deplorabilă, să intre pe acea axă de anveropare a clădirilor publice, o axă care să facă parte din această strategie. De asemenea, se intenționează acolo efectuarea unor cursuri de pregătire pentru calificarea acelor persoane defavorizate, cât și dotarea unor instituții de învățământ cu mobilier, aparatură IT, dar și cu amenajarea unor spații de joacă. Valoarea acestor spații de joacă, vă spun de pe acum, este în valoare de peste 400.000 de lei. Iată, cum vă spuneam, nicio axă care a apărut, nu am ratat-o, am depus. De aceea, anul 2017 și cel care se scurge acum, și perioada scursă din 2018, a fost o perioadă a cheltuielilor pentru realizarea studiilor de fezabilitate, a daliurilor și, de ce nu, a proiectelor tehnice. Toate acestea se vor regăsi, cu siguranță, începând cu anul 2019, pentru că știm cu toții modul de achiziții publice, modul de proceduri și și termenele care se dau pentru aceste proceduri. Eu cred că anul 2019 va fi unul al investițiilor, finalizând aceste studii și aceste depuneri de cereri în acest an. Dar și în acest an au existat câteva investiții și, așa cum știm cu toții, chiar dacă s-a diminuat cota de cofinanțare din IVG, am pierdut cu toții, cu cât mai mare localitatea, cu atât pierderea a fost mai mare. Sper ca la anul să acest lucru să se îndrepte și să revenim cel puțin la valoarea bugetului din 2017, pentru că municipiul Măinești a avut un deficit de 1,4 milioane de euro în acest an, numai din această reducere a impozitului de la 16% la 10%. Și sper că acești bani care vor deveni în bugetul local să fie folosiți pentru investițiile ce urmează. Dar vă spuneam că și în acest an, din bugetul local, am realizat câteva parcări. Se lucrează și acum la altele incintele de blocuri, acolo unde nu vor pătrunde acele lucrări pe mobilitate urbană. De asemenea, am avut și un an greu din cauza inundațiilor. Am fost loviți în 29-30 iunie de un val de inundații. A trebuit ca
din buget local să cheltuim o sumă considerabilă de bani pentru refacerea căilor de acces, dar am fost și ajutați de guvern prin alocarea sumei de 700.000 de lei pentru refacerea unor poduri și podețe, bani care sunt în curs de a fi cheltuiți acum, pentru că lucrările sunt începute și în curs de finalizare. De asemenea, și cetățenii au fost despăgubiți de Ministerul Muncii, 36 de familii, din care 34 au primit 5.000 de lei și 2 familii 10.000 de lei pentru refacerea locuințelor. Aceste despăgubiri au fost doar pentru cei care, cărora le-au fost afectate locuințele, nu pentru refacere garduri, plantații și despăgubiri pentru producția agricolă sau a altor anexe gospodărești, doar pentru refacerea locuințelor acolo unde au fost distruse de inundații. Municipiul Moinești a realizat și programul de evenimente. După cum știți, avem un program de evenimente. Nu este lună să nu existe 1, 2, 3 evenimente. Începem încă de la începutul anului, luna martie, cu Ziua Femeii. Continuăm în aprilie cu Festivalul Tristan Țara. S-a încheiat a 7-a ediție în acest an. Știți cu toții, participă din țările, din toate țările Europei și numai chiar din Israel. Am avut musafirea în acesta, din Austria, Germania. Festivalul ține 3 zile. În acea perioadă, pe 16 aprilie, a fost născut Tristan Țara, cel care s-a născut la Moinești și care promovează Moineștiul ca orașul, ca city data. În luna mai este o lună dedicată plantărilor. Știți cu toții, avem acea ediția anuală Un pui de pom, un pui de om, când copiii născuți în perioada de 12 luni adoptă câte un pom în parcul Osoi, un parcul în apropierea municipiului Moinești, un parc făcut cu ani în urmă din fonduri de la Ministerul Mediului. Și anul acesta au mai fost plantări, în primăvară 8.000 de stejari, iar sâmbătă viitoare, pe data de 10 noiembrie, avem o zonă degradată, o zonă care este într-un proiect la nivel național, vor fi plantat 6.000 de buieți de pin. Vă invit pe această cale sâmbătă la ora 9, în apropierea municipiului Moinești, pe dealul din Vățăiești, unde participă peste 500 de voluntari. Toate instituțiile din județ au fost informate, le-am trimis invitație, cât și voluntari din școlile și celelalte instituții, pompieri, jandarmi, poliție, primărie din municipiul Moinești. Vă spuneam tot de evenimente, acel Raliu al Moldovei s-a încheiat anul acesta, a 9-a ediție. Moineștiul a susținut și atunci când nicio primărie din județ nu a mai participat. A susținut și anul acesta. Au fost echipaje din Italia, în Franța și avem promisiuni la anul la peste 10 echipaje din exterior. Este un mod de a promova municipiul Moinești și cred că orice eveniment de acest gen, ca și cel de mountain bike din luna septembrie, când au participat peste 300 de bicicliști aici la Moinești, cele 3 trasee, unul chiar de 75 de kilometri, celălalt de 35 și cel mic pentru copii. Anul ăsta a fost și o etapă nouă pentru familii, părinți cu copii. V-am spus, au venit aici în oraș peste 300 de participanți, însoțiți de familii, însoțiți de echipaje. Iată un alt mod de a promova, așa cum vă spuneam, ca și raliu. Dar a mai fost și festivalul Moineștean, ca în luna septembrie, pe 8 septembrie, când sunt zilele orașului, zilele culturale ale municipiului Moinești, pentru că au fost 23 de activități culturale, sportive, lansări de carte, procesiune religioasă cu icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula, o icoană care de 3 ore a ieșit din Mănăstirea Nicula. Una din aceste ieșiri a fost cea de anul ăsta la Moinești. 100 de preoți au participat în semn de respect pentru centenar, pentru cei 100 de ani care s-au scurs de când de la Marea Unire. Și un eveniment foarte important pentru municipiul Moinești a avut loc tot pe data de 8 septembrie, inaugurarea unui monument aici, în Parcul Central, din fața primăriei, un monument care are în componență, pe soclu, o hartă a României Mare, așa cum arăta în 2018, iar pe ea sunt poziționate efigiile celor 3 mari favoritori a României Mare, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand. A fost un ceremonial militar, un ceremonial la care au participat câteva mii de persoane și acest monument va rămâne și va deveni municipiul Moinești. Anul acesta
Vom și începând de anul acesta, vom realiza festivitățile dedicate Zilei Naționale chiar la acest, chiar la acest moment. Vă pot spune că tot în această vară, în luna august, de evenimente, că a avut loc și cea de-a șaptea ediție a taberei de creație, pictură și sculptură, lucrări executate de artiști plastici acreditați la nivel național și internațional, lucrări care au rămas atât la, la galeriile care sunt amenajate în sala multimedia de la Centrul Cultural Lira, cât și în parcurile din, din municipiul Moinești. Am amintit aici de acest centru cultural pentru că aici se dau, se difuzează filme în fiecare zi, în baza unui contract cu un, cu un distribuitor de filme din București. Fiecare lună are loc o piesă de teatru, de 4 ori pe an participă Filarmonica din Bacău, dacă nu în, tot, în componență totală, în vartete sau în alte forme. Iată, există viață culturală la acest centru cultural, nu a fost făcut degeaba, el își, își atinge ținta, numai că există și aici un impediment, că numărul de spectatori nu este cel care, am fi crezut, care credem noi că ar fi satisfăcut pentru a recupera și o parte din, din cheltuieli. Avem și un proiect regional, să spun așa, mă refer aici la un bazar, pentru că aici, fiind un municipiu și având și o zonă metropolitană, să-i spun așa, comunele adiacente municipiului Moinești, toți vin la cumpărături aici, am realizat un proiect pentru realizarea unui bazar pe un fost teren de fotbal aici, în apropierea cartierului Lucăcești, lângă unitatea de pompieri. De aceea o să solicit finanțare pentru realizarea acestui proiect, care este în valoare de 1,3 milioane de euro și de la Consiliul Județean, pentru că, vă spuneam, deservește și arealul municipiului, municipiului Moinești. Am mai depus, mi-a scăpat aici la POR, un proiect și pentru creșă, pentru că și acolo este un plan de conformitate și am depus tot pe fonduri europene un proiect în valoare de 700.000 de euro pentru realizarea și reabilitarea și extinderea creșei. Cu siguranță va fi admis și acesta, pentru că este printre puținele proiecte depuse pe această axă și cred că îndeplinește toate condițiile pentru a fi admis. Dar și o grădiniță avem depusă la Ministerul Educației, este în curs de finalizare licitația pentru execuție. Aceasta va fi undeva în, în apropierea actualei judecătorii. Intenționăm să, să ajutăm Ministerul Justiției și am făcut demersuri pentru aceasta, să preluăm clădirea fostului parchet, să alocăm acea suprafață de teren Ministerului pentru a construi și o nouă clădire pentru judecătoria municipiului Moinești. Se poate merge în acest sens și cred că în curând va lua contur și această discuție la Ministerul, Ministerul Justiției. Aș aduce în discuție aici, pe lângă stațiunea turistică și realizarea acelei asocieri a 8 localități a municipiului Moinești, a celor două stațiuni deja consacrate, Stănin, Moldova și Târgovna, cât și orașul Dărmănești, comunele Dofteana, Său, Zemeș și Măgirești. Am realizat acea asociație de promovare turistică, de promovare turistică numită Mompesa, cu o denumire care la prima, la prima audiție pare ceva care nu are explicație, dar vă pot da eu această explicație. Mont de la munte, pe de la petrol, ies de la sare și a de la apă. Și iată a ieșit această denumire care reprezintă resursele noastre minerale din, aceste, din această zonă a localităților parte din asociație și am și demarat un proiect în comun, am împreună cu cei de la ATL Nord-Est, împreună cu Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, un proiect pe economie circulară. Cei de la ATL Nord-Est deja au participat la ultima discuție, la ultima adunare generală de care a avut loc la Stănin, Moldova, în urmă cu 2 săptămâni și se conturează un proiect interesant pe această axă pe economie circulară. Vreau să punctez încă o dată necesitatea implementării acestor proiecte, în mod special pe, pe ridicarea calității educaționale în municipiul Moinești,
pentru că fără educație nu putem califica un personal, un personal profesionist pentru a lucra în instituțiile din municipiul Moinești, în primărie, în școli, în spital, în celelalte structuri militare. Pentru aceasta ne dorim ca acești copii care urmează atât școala generală, cât și liceele din școlile generale, cât și liceele din municipiul Moinești, să meargă să-și finalizeze cursurile la instituțiile universitare din România și așteptăm cu drag acasă să avem un oraș în care populația să se întoarcă cu drag, să aibă condiții pentru copii, pentru copii la rândul lor și pentru cei care conviețuiesc în acest oraș, pentru că atunci când îți desfășori activitatea la locul de muncă, o desfășoară doar în noapte ore, iar celelalte 16 le dezvolți în comunitate și trebuie să ai toate condițiile și parcări și infrastructură rutieră și infrastructură de apă uzată și canal și piață și loc de agrement și picnic și parcuri și tot ceea ce duce la un confort normal, la un confort pe care ne-l dorim cu toții în zilele de astăzi. Aș vrea să mai puntez aici un plan de conformitate a Spitalului Municipal care ar trebui îndeplinit până la sfârșitul anului 2020. Ne străduim pentru acest lucru. Vă spuneam că există în momentul de față un proiect pentru extinderea centrului de primire urgență. Există acea dotare a ambulatorului. Am pus la dispoziție în urmă cu două luni un spațiu de 600 de metri pătrați în blocul din imediată apropiere a spitalului pentru a muta cabinete, pentru a putea îndeplini anumite criterii din acel plan de conformitate. Și suntem de acord cu toate fondurile atrase de alte instituții și aici, fiind vorba de spital, nu ne-am împotrivit niciodată, nici eu primarul, nici Consiliul Local, dar v-am exprimat toate prioritățile municipiului Moinești și, în special, această clădire numită hotel cu bază de tratament, astăzi numită Centru de Recuperare și Locuințe ANL pentru cei din sănătate, care este o prioritate pentru municipiul Moinești. Și în același timp să vă aduc la cunoștință că eu, echipa mea, domnul viceprimar, doamna administrator public, doamna secretar, colegii mei din primărie, facem eforturi deosebite ca aceste proiecte să prindă contur, să putem găsi sursele de financiare să acoperim acele cheltuieli de cofinanțare. Nu sunt puține, vă spuneam că numai pentru instituțiile de învățământ sunt în valoare de aproximativ 6,5 milioane de lei, pentru că sunt lucrări neeligibile care trebuiesc decontate din bugetul local, cât și cei 2% pe care la fiecare proiect autoritatea locală trebuie să-i pună. Eu cam atât am avut să vă spun. Dacă îmi amintesc ceva, o să mai intervin, dar după ce o să răspund și la întrebările dumneavoastră. Vreau să vă întreb tot de centrul ăsta de tratament. Eu nu cunosc foarte bine cum e făcută clădirea, dar eu ziceți că e în două corpuri. Unul pe care îl dați la ANL, da. Acolo e rezolvat. Este acum la bugetul nou, se va întocmi o listă, sinteză se cheamă, listă, eu am depus toate documentele necesare, am stat la discuții de mai multe ori conducerea ANL, directorul general, directorul tehnic, care au fost personal aici la Moinești, ambii, pentru că în momentul de față, mi-a scăpat să vă spun, la Moinești se construiesc două blocuri cu 52 de apartamente în cartierul Căcești, tot de către Agenția Națională de Locuințe. Ele sunt cam 60% finalizate. Urmează cealaltă parte de 40%. Termenul de finalizare este undeva luna martie 2019. Având aceste obiective în construcție, domnii directori de nenumărate ori au fost la Moinești, au vizitat această clădire bază de tratament și, având în vedere dorința noastră de a construi și reabilita acolo un centru de recuperare, trebuie să asigurăm și pentru cei care vor lucra acolo. Și iată că oportunitatea există, pentru că, așa cum spunea Ministerul Sănătății, nu alocă paturi, așa cum spun și eu și știu din toate sursele, că nu va finanța nicio instituție, nici de România, nici din Uniunea Europeană, locuri de cazare, pentru că ar intra într-o concurență cu privatul. Deci nu am solicitat locuri de cazare, am solicitat doar locuințe ANL, cât și amenajarea acelor spații de la etaje,
în corpul C, care vă explicam mai înainte, un corp cu 4 etaje, ca toate acele camere de la etaje să devină cabinete medicale pentru recuperare de orice natură, cardiologică, fizioterapie, kinetoterapie sau de altă natură. Deci parte de la ANL, da, se poate face și fără partea care ține de... Da, da, sunt două lucrări distincte. ANL-ul și a partea lui... Nu, își ia partea lui de 7 etaje fără demisol și parter, va fi doar o cale de acces către acele locuințe, iar partea demisol, parter și corpul cu 4 etaje este depus la Compania Națională de Investiții. V-am zis, am primit un aviz negativ de la Ministerul Sănătății, răspunzându-mi se la o altă întrebare pe care am solicitat-o eu, doar un aviz de principiu pentru ca această clădire să aibă destinație sanitară și nu nici de cum alocarea unor patru, ceea ce mi s-a răspuns de către un director din minister și nu un răspuns al ministrului, așa cum mi s-a promis la audiența pe care am avut-o la Ministrul Sănătății. Și când urmează să aveți întâlnire? Iar prima de basez din nou la București, cu un memoriu pe care acum lucrez la el, pentru a depune din nou la Ministerul Sănătății, să menționez că nu am solicitat un debatul, ci doar un aviz de principiu. Dacă el ajunge în lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții, cu siguranță, la întocmirea studiului de fezabilitate, specialiștii vor decide ce se va face pe fiecare nivel și ce destinație va avea fiecare încăpere din această clădire. Asta este menirea proiectanților, să găsească soluții, să ne le pună la dispoziții, noi să ne ducem la îndeplinirea un obiectiv principal din acest mandat și viitor. Spuneți-mă, în privința judecătorii clădirii Doria, deci vreau să spuneți că ați... La acest moment, judecătoria funcționează într-un spațiu închiriat, plătește 2200 de euro chirie lunar. Într-o discuție cu cei de la minister, își doresc ca construcția unei noi clădiri în municipiul Mâine sau alocarea unei clădiri de către municipalitate. Am căutat toate... investigat la nivel de municipiu, pentru că această clădire trebuie să fie undeva în zona urbană a municipiului, o judecătorie nu poate fi într-un cartier. Am găsit o soluție la o școală, nu a fost posibil, dumnealor au spus că nu poate fi amenajată. Am găsit această posibilitate și am cerut la Ministerul Public. S-au făcut demersuri astăzi, din verificările mele la ultima vizită la București, documentația era la Ministerul Justiției pentru a primi aviz de la Ministrul Justiției pentru a fi înaintată la Secretariatul General pentru emiterea hotărârii de guvern de a trece din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local, după care noi vom face demersurile să-l dăm la Ministerul Justiției să poată construi o clădire nouă. Unde e terenul ăsta? La fosta poliție, fostul parchet, dacă știți, în spatele grele. Nu, noi în principiul Moinești nu. Dar există o problemă la nivel județean privind sistemul integrat de colectare a deșeurilor municipale. Știți cu toții, acel proiect a început de ceva vreme, Moinești a mai fost într-o situație la începutul, la sfârșitul anului 2017, începutul 2018, când a fost blocat, când s-a colectat deșeurile, ca urmare a unei presupuse datorii. Astăzi ne aflăm încă în distanță cu acea sumă care ni se impunea la plată. După deblocarea situației, noi ne-am plătit datoriile către RomPres la zi, datorii pe care, sume pe care le-am încasat de la cetățenii municipiului Moinești, care sunt prezenți în municipiu și cărora li se prestează acest serviciu. Vă pot spune că suntem printre localitățile cu cel mai mare număr de locuitori în procente pentru care achităm. Această situație la ora asta este la adis, o situație a datoriilor destul de mare, o situație care nu știu cum va avea ieșire. Mâine la ora 14 are loc la centru de afaceri o întâlnire a adunării generale, o adunare generală a acestei asociații pentru a dezbate aceste probleme pe care le are acum asociația cu operatorul, cu celelalte primării și să vedem soluții pentru a aduce la o funcționare normală acest proiect. Mulțumesc!
Moineștiu nu a avut, Colecțiu nu a avut de dat bani înapoi, ca urmare a implementării proiectelor europene. Ne-am conformat, de câte ori au venit la vizita în teren, chiar dacă au fost mici probleme, au fost teme de conformare și niciodată n-am dat bani înapoi. Dar suma pentru care vă aflați în instanță, cea care rezultă din diferent dintre diferența dintre numărul de locuitori și de tarif, aia nu e achitată. Păi nu este pe lor instanței. Cât era? 21, 2,1 milioane de euro. Și mai are și Dărmănești. Dărmănești are 1.300.000, parcă și celelalte localități toate au, dar ei nu sunt încă în instanță, nu știu. Dar știu că există o notificare de la RomPress acum, care spune că va suspenda serviciul, dar nu, cred că nu e cazul doar a Moineștiului de Moineștiului. Acum e un caz generalizat la nivel de județ, pentru că știm cu toții numărul locuitorilor din fiecare localitate a scăzut ca urmare a plecării către alte localități din țară și străinătate unde au plecat la muncă, ca urmare a plecării elevilor, studenților către instituții de învățământ din alte localități. Nu putem lua de bază recensământul din 2011, pentru că populația vine și pleacă și noi colectăm de la populație o declarație la începutul anului și ori de câte ori vine cetățeanul să-și plătească datoriile, actualizăm acele declarații pentru a avea o evidență cât mai clară a populației existente și care îi se prestează serviciul de salubritate în municipiul Moinești. Vă mulțumesc!